Începe vlogul. Dimitri, am cerut. Dimitri a execut. Dimitri mu, Dimitri mu, mu to plisesh tu spiti mu. Eu nu mă joc, deloc. Când îmi place ceva, o spun sus și tare. Ați văzut nou episod al lui Brenciu? E pe vlog, e pe YouTube, asta e. Ana Morodan? Doamne, ce lăd Dumnezeu minte. Pentru totdeauna, da. Da, pentru totdeauna. Sunt aici la probe de urechi. Aveți o traumă sonoră. Și asta e remediat. Da. Ori mărim pe Gabriela care ne-a transmis... Ne-a transmis melodia Dimitri Mui, mulțumim foarte frumos. Aștept ofertă pentru backing vocal, da, deci te rog. Îi mulțumim foarte frumos. Chestia asta. Și sperăm să ne mai trimite și alte melodii. Iată a fost o consecință a vlogului nostru, a nebunii noastre cu ocazia faptului că și orchestra și eu am învățat melodia Dimitri Mui, o melodie grecească. Dimitri de... M-a chemat Mickey pe la prietenii de la 11. You give me hope when I just don't know what to do. E de mult tu vânătorul care așteaptă s-a de mult. Impardonabile. Chiar aici vine un urmăritorul în spatele meu. O să-l termin chiar acum. Eu sunt killerul vostru preferat. Eu sunt băură. Filmează, baby, filmează. Dimitri mu, Dimitri mu. Gabriela continuă. Di casola. Mă iubești tu, mă iubești tu! Te se primeze, tu cum te cheamă? Răducu. Salut! Ana Morodan? M-a dat pe spate. Bună! Doamne, ți-a luat Dumnezeu minții. Ce-i cu camera? Da, da, cu camera! Bună dimineața, stimați telespectatori! Știi că sunt căsătorit? Patru copii, știi? Dar de ce ai apărut? Nu. Păi am dansat cu bicicleta. De ce ai o cameră și de ce ești așa? Adică pentru că asta am folosit-o pe bicicletă, exact cum fac motocicliștii. Ana, tu nu ești online? Tu nu știi ce are Horia mai nou? Adică nu știi ce se întâmplă în jurul tău? Horia a ajuns la episodul numărul 4 pe vlogul. Pe vlog! Deci, practic, tu vrei să vine din cui națiunea asta oricum. Exact. Ce se întâmplă aici? La Horia Spitol. You can follow me pe Instagram la Ana Morodan. Deci să ne urmăriți pe noi numai pe Horia, că n-are niciun sens el. Oricum e un simpatic, dar ghiciți ce suntem și noi. Ce? Ah, uite aici un ecran mic! Pa, copii! Ciao! Și când am venit la mașină, un însemn de noroc, sănătate și un praz verde am primit chiar acum. Și voi să aveți noroc. Am greșit ceva. Nu faci nimic, Gabriela, mulțumim frumos. Vrei să plec la cursuri de wedding și eu stau în mașină și cum? La cursuri de wedding, Gabriela? A fost pentru voi, Gabriela, în această zi. 40 de grade, wow. Mulțumim, mesajul acesta a venit din Londra și îți mulțumim foarte mult, draga mea. Sperăm că nu este prima, nici ultima melodie pe care o ne trimiți.
Până una alta îți dorim din suflet să ai... Dimitri Mule Bentimu. Astăzi e o zi mare, pentru că Edi e pe vlog. Spune da tare. Casă de piatră, copii. Mulțumim, Horia. Abia aștept să te văd cum spui da. O lume în care tot ce rău dispare. Ești gata? Da. Deci, tu trebuie să spui, să văd ce zice Edi și tu spui cum zice Aurora. Ok. Da, mamă. Tu te-ai căsătorit? Tu te-ai căsătorit? Tu te-ai căsătorit! E în căsătorie, pe cetățeană Alexandru Elena Aurora. Pentru totdeauna, da. O alternativă a lui da e... Da, pentru totdeauna. Băi, de... Vă declar căsătoriți. Spatele drept, umăr spre soție, doamnă mai aproape, zâmbe ce știe, doamnă așteaptă. Încă un pic? Zâmbetul, doamnă, degajată. Degajată, doamnă. Degajată-te! Foarte bine, foarte bine, foarte bine ce-ai făcut Adinaul. Uite-te la el, că mi-a plăcut ideea. Ah, ce frumos vlog avem! Cântăm un duet! Gata? Bravo, Gabriel! Aplauze! Dacă Dimitri Mu avea 98 de strofe, ce s-a întâmplat atunci? Vlogul continuă! Atenție! Acum! La! Și cru! Și... Sunt aici la probe de urechi. Când auziți cât de încet apăsați. Apăs, da? Simțiți diferența între urechi? Da, asta este mai slabă, asta e mai bună. Aici am ținut, când cântam, am ținut casca și urla-o. Sunt toate instrumentele au în urechea mea. Deci, dacă apăs pe buton, e bine, da? Dacă n-apăs pe buton, nu e bine. Cât de încet? Da, da. Dezastru. Adică la stânga cel puțin sunt câteva frecvențe care au dispărut. Aveți o traumă sonoră și e normal din cauza zgomotelor. Traumă sonoră? Sună bine asta, adică... Muzică, tot. Aici e o mică pierdere, ar fi trebuit în mod normal să fie pe aici. Și asta e remediat. Am o întrebare, dar să-mi răspundeți câteva de sincer, fără menajament. La 60 de ani, cum va arăta asta? Că nu pot să vă zic că o să fiți la fel sau că o să vă mai scale, nu știu. Ok. Așadar, nu auzim foarte bine, adică vă aud pe voi foarte bine atunci când aplaudați. N-au nimic! Doctorul mi-a zis să fiu foarte atent și să îmi dau în ureche sunetul mai ușor, să fiu puțin mai liniștit. Lucru posibil, fără doar și poate, nu-i așa? La spectacolele noastre nebunești, să o luăm puțin mai domol. Tam, tararara, pam, pam. Al patrulea pisic a venit la noi în casă. Cum îl cheamă? Care este numele lui? You put the sunlight on my face and keep me warm. Să strănu? Și în timp ce strănu? Subscribe! Subscribe? Da, îți spun eu după ce. Bravo, Ornella, a fost cel mai tare strănu din viață. Sănătate, draga mea!